Caz revoltător, o elevă în vârstă de 12 ani a devenit ținta jocorilor în liceu, hărțuită și amenințată de către colegii ei după ce fostul iubit a făcut publice poze indecente cu aceasta. Eleva a început să fie bătjocorită în momentul în care mai multe imagini au apărut cu aceasta în mediul online. Fostul ei iubit ar fi postat pe rețelele de socializare imagini pornografice cu tânăra de 12 ani. După procesul penal, pedapsa stabilită în prima instanță de judecători este considerată de familia fetei mult prea blândă. Cei doi ar fi avut o relație în vara anului trecut, iar după despărțire, băiatul de clasa 10 a, a postat pe rețelele de socializare imagini incidente cu tânăra. Copil a povestit în fața instanței cum era jignită și umilită de colegii de la liceu și că a primit numeroase insulte pe internet. Fostul iubit al fetei a fost găsit vinovat de pornografie infantilă, iar ca pedapsă instanța a decis să fie supravegheată de specialiști împreună cu mama lui. Decizia nu este definitivă, iar tribunalul spune că că fata de 12 ani nu poate cere daune morale întrucât nu este considerată victimă.